Dronele Ministerului Transporturilor au survolat primul șantier de infrastructură rutieră din România. Este vorba de centura Tecuciului, iar în urma monitorizării aeriene, CNAIR a constatat că pe șantier se lucra cu doar 12 utilaje și 25 de muncitori. Acțiunea a fost inițiată după ce ministrul Transporturilor, prin vicepremierul Sorin Grindeanu, a declarat la Galați că a aflat o informație de Cartea Recordurilor, respectiv că de 13 ani se lucrează la centura Tecuci, fiind mai ceva decât centura Parisului. Cu toate acestea, în prezent, proiectul de la Tecuci are o realizare de nici 70%. Proiectul drumului de centură de la Tecuci este un contract marcat de ani de zile de lipsă de mobilizare și rezilieri, iar ministrul Transporturilor a declarat că nu vor mai fi acceptate alte scuze sau întârzieri. În luna aprilie 2021, CNAIR a anunțat semnarea unui nou contract în valoare de peste 41 de milioane de lei cu un al treilea constructor. În luna mai a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare fiind de un an de zile.